Nagrapini. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, din 2014 de când sunt în Parlamentul European ridic problema intrării României și Bulgariei în Schengen. Și nu cerșim, domnule comisar. Este dreptul nostru. Am semnat același tratat. Și nu putem rămâne în România și Bulgaria doar cu obligațiile pe care le avem și să nu avem și drepturile. Cu ce? Uh, cu ce drept Austria, un singur stat, un singur om se opune. Ce democrație este aceasta? Domnule comisar, spuneți-i doamnei președinte că atunci când România nu a, încă, nu a rezolvat la timp o, o clauză dintr-un regulament, a intrat în infringement. Orice țară a fost pedepsită când nu a respectat un regulament. De ce permiteți Austriei să încalce un regulament? Distruge proiectul european, domnule comisar. Și vă întreb, dacă ați fi român ca mine, ce-ați răspunde românilor acasă, întrebându-ne, da de ce nu se respectă tratatul, dar de ce regulamentul nu este respectat? Eu cer, domnule comisar, și vă rog să-i transmiteți, doamnei președinte, să uh, intre în infringement Austria și să cereți să plătească despăgubirile și pierderile economice pe care România le-a suportat în acești ani. Atunci va fi un proiect european adevărat. Thank you very much.